Vedenia unui cuvios bătrân. Un sfânt a povestit zicând: în postul mare, când stătea noaptea la rugăciune, mi s-a răpit mintea mea și trecând de cerul acesta am ajuns la o cetate mare a cărei frumusețe omul nu o poate spune. Că zidirea ei era cu bună cuviință, iar măreția ei și strălucirea podoabelor ei erau nespuse. Și era acolo popor nenumărat și toți aveau cununi pe capetele lor, iar cununile și podoabele lor nu erau la toți la fel, căci la unii erau ca aurul, la alții ca argintul, la alții ca rama, la alții ca fierul, iar la alții ca soarele. Atunci, ducându-mă, am întrebat pe unul care avea cununa și podoaba ca strălucirea soarelui, zicându-i: frate, ce nevoință ai făcut în lume de a afla atâta slavă? Iar el mi-a zis: frate, eu în viața mea am fost bolnav de lepră și sărac, dar fiindcă fără de cârtire am răbdat neputințele mele, Dumnezeu mi-a dăruit acestea pe care le vezi. Lăsându-l pe acela, m-am dus la altul care avea cununa ca zorile de dimineață, aurită și împodobită cu pietre scumpe și mărgăritare. Și l-am întrebat și pe acesta la fel, iar el mi-a zis: eu am fost monah și am petrecut toată viața mea după rânduiala monahicească și am suferit multe ispite de la oameni și de la draci, iar la bătrânițe m-au făcut și episcop și am economisit episcopia cu plăcere de Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu mi-a dorit toate acestea pe care le vezi. Mergând la altul care avea cunună și podoabă de argint, l-am întrebat și pe acesta ce a făcut. Iar el mi-a zis: eu am fost mirian și mi-am luat femeie și mi-am petrecut viața în frică de Dumnezeu, în dragoste spre toți, în milostenie după putere la săraci și în plecarea genunchilor pe care totdeauna le făceam și m-am păzit de toate răutățile. Pentru aceasta Dumnezeu mi-a dorit aceasta pe care o vezi. Apoi m-am dus la alții doi care aveau cununi de fier și de aramă, cu fețele ca ale tuturor oamenilor și cu hainele ca și cum erau spălate de murdărie. Și am întrebat și pe ei ce au făcut, iar ei mi-au zis: noi am petrecut tinerețele noastre multe păcate, iar la bătrânețe ne-am pocăit și ne-am mărturisit. Și iată că am venit și noi în acest loc luminos, pentru care slăvim pe Dumnezeu împreună cu ceilalți. Așa a luat sfârșit și vedenia. Și venindu-mă în sine și gândindu-mă la bucuria și desfătarea vieții cele veșnice, care au câștigat-o cei ce au viețuit aici bine, am slăvit pe Dumnezeu, a cărui este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.